convocați pentru astăzi în ședința ordinară a Consiliului Local și în dispoziția numărul 174 din 17-5-2018 a domnului primar. Din cei 15 consilieri sunt prezenți 14, absentând 13. Cine am omis? Domnul Nene în spital. Deci 13 sunt. Nu vine. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Având în vedere problemele supuse pentru analiză, așa cum ați luat la cunoștință din invitația transmisă de doamna secretar, vă rog să-mi permiteți să vă prezint următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Urcuș, județul Bacău. Privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială, protecția copilului și sănătate, organizat la nivelul Comunei Uituș, județul Bacău. 3. Privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2017 și a situațiilor financiare ale UAT Comuna Uituș, județul Bacău. 4. Privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Privind înființarea compartimentului servicii de gospodărire comunală și modificarea organigramei și a statutului de funcții și de personal ale aparatului de specialitate al primarului Comuna Uituș, județul Bacău. Privind aprobarea taxelor speciale pentru anul 2018 aferente serviciului apă canal Uituș, aprobarea cantității de apă uzată versată în rețeaua de canalizare și aprobarea contractului de furnizare, prestare a serviciului de alimentare de apă și canalizare. Privind acordarea avizului de principiu pentru documentația post numărul 1 pe 2018, în vederea introducerii unei suprafețe de 3384 metri pătrați teren din extravilan în intravilanul satului Uituș, Comuna Uituș, județ Bacău, pentru construirea unui magazin. Având în vedere că Comisia de Specialitate, și anume Comisia Economică, a dat aviz și încă unui proiect de hotărâre, se propune spre dezbatere acest proiect, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare și a condițiilor de numire și salarizare a personalului din cadrul serviciului apă canal Uituș. Dacă nu sunt probleme, supun aprobării proiectului ordinii de zi în formă completată. Deci 13, da? De asemenea, dacă nu sunt observații, supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 4-5-2018. Totodată vă atrag atenția să respectați prevederile articolului 46 din legea 2015, care stipulează că la deliberarea și adoptarea hotărârilor Consiliului să nu ia parte consilierul care fie personal, fie prin soț, soția, fiind sau rudă până la gradul al 4-lea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii Consiliului, cu excepția situațiilor prevăzute la articolul 57, alinia 4 și 101. Hotărârile adoptate de Consiliul Local cu încălcarea acestor dispoziții sunt nule de drept. Având în vedere opțiunea domnilor consilieri din ședința din 15 februarie 2018, domnul consilier Floroiu Costic a fost ales președinte de ședință și a trebuit să preia conducerea ședinței. Mulțumesc pentru alegerea făcută și încrederea acordată și vă asigur că ședința se va desfășura în condițiile de respectare prevederilor legale. Trecem la punctul 1 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Uituș, județul Bacău. Pentru că domnul președinte de comisie la economic lipsește motivat, domnul Apostol, are cuvântul domnul Ionel. Da. Materialele au fost bătute în ședința comisiei și a fost avizat favorabil acest proiect de hotărâre privind alegerea președintelui, întrucât că termenul expiră luna mai, fiind ultima ședință pe care a fost ales președintele precedent, în persoana domnului. Mulțumesc, domnul Leonard.
La fel, noi am, în comisia noastră, am făcut și propuneri. Dau domnul la propuneri. Mulțumesc. Nu, nu. Are cuvântul și domnul la fel. Mă bucur că toate comisiile au ajuns la concluzia că se propună la comisie atât președintele în funcție de cel care urmează a fi 3 luni de zile, iunie-august, cât și înlocuitorul, care în lipsa domnului președinte care era, dacă în caz de se împrumărește sau lipsește motivat, fie să țină loc. Am înțeles că la toate comisiile s-a propus ca domnul președinte de comisie să fie domnul Osoroș, președintele Consiliului, să fie domnul Osoroș Ion și înlocuitorul să fie domnul Gabor Marius. Sunteți de acord? Mulțumesc. Mare dreptate. S-a obținut cineva? Nu. Da, președinte. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială, protecția copilului și sănătate, organizat la nivelul comunei Băituș, județul Bacău. Are cuvântul domnul consilier, domnul președinte de comisie, Prundoi Damian. Aveți favoare. Mulțumesc. Trecem la dezbaterea pe marginea materialului prezentat. Domnul Boacă Leonard. Am citit materialul. Eu cred că rolul acestei comisii, compartiment de asistență socială, împreună cu comisia, în cadrul Consiliului Local, învățământ, retribuire, asistență socială, sănătate, să analizeze cât cu multă răspundere și pe acești asistați social, care de bucat de timp sunt oameni în putere, sunt femei în putere, care pur și simplu cred că nu vrea să muncească, sunt atâtea locuri de muncă. Uitați așa cum domnul Șerban a spus la asta. Domnul primar iar a spus că nu știu câte locuri sunt de locuri de muncă și pur și simplu noi le dăm, nu le dăm degeaba, că chiar degeaba nu. Și oamenii ăștia muncesc. Dar cred că ar trebui mai mult simt de răspundere fiecare analizat. Sunt care iau acești bani, pur și simplu, care știu sigur, are mașină, are cai, are circular, are drujba, are tot absolut. Vine femeia aia mărâtă acolo așa ca să facă orele, pentru ce? Haideți să fim un leacă mai serios, să vedem, să analizăm mai cu simt de răspundere acestei familii, care, într-adevăr, merită să iau cu acești bani și să muncească. Sunt familii care, să vă mai dau un exemplu, văd omul toată puterea cuvântului, anul trecut era cu motoretă, acum îl văd cu o tancăletă de aia care merge pe aia, cu revurcuță după el, după nu știu ce. Și nu mai, sunt alții, cu cai, cu nu știu ce. Spune doamna mea el că n-are nimic pe rolul lui, sau pe rolul lui ei. Păi dacă trăiești în muca și rolul pe numele, păi, de ce nu-i dă lumea buca acești bani? Nu, că spune că nu-i nimic pe rolul lui. Și el are și circular, are și drujbi, are și mașină, și cai, și batenaje. Haideți să luăm o leată mai el. Chiar e răbătător. Sunt alții care, într-adevăr, merită, dar sunt și alți, mulți alții, care dețin apelaje, dețin aia, că nu-i pe numele lui. Nu pe nimeni, nu-i pe numele lui, dar e în aceeași gospodărie. În familie. Și după cât știu, iau unul din familie. Nu toți membrii familiei. Nu domnul Osoroș. Da, sunt care, a cărui părinți sunt decedat. N-au trecut pe rolul lor. Așa. Tot ce a... Da, dezbătă moștenire. Au avut, da, n-au dezbătă moștenire. Și iau și ajutorul ăsta. Și nu-i bine. Nu-i bine. Trebuie să vedem un pic mai cu multă atenție treburile astea. Cred că comisia care analizează acest lucru trebuie să fie mai sever. Să analizeze mai bine cetățeanul la
36-41 de ani, puterea cuvântului să primească ajutor social, nu știu dacă, și mai vorbesc și vecini, și cetățenii. De tot, mă. Vorbesc, trebuie analizat acest. Domnul președinte, dacă vreau să-mi iau mai... Vă rog. Să faci un dosar, domnul Claudiu știe foarte bine să faci acest dosar, să-l documentezi și să verific la noi, după aceea să duci la Bacău și aia aprobă. Până la urmă și aia se controla dosarele astea. Numai noi, numai de noi se depinde treaba asta. Și cei de la Bacău? Dacă îi dă verde și dă viză pentru ajutor, doar ce facem noi? Domnul vice. Da, Bacău nu știe ce e în terenie. Aia să mergeți. Nu vine Bacău să analizeze familia respectivă. Dacă vreau să mă treceți pe mine la ajutor social, Bacău n-are niciodată nimic. Da, credeți-vă, vreau să... Da, vreau să fac câteva precizări pentru o bună informare. Acest BMG, da, legea 416/2001, nu se acordă, nu prevede dacă omul este în putere sau nu este în putere. Acolo sunt niște condiții destul de clare, da? Dacă nu îndeplinește, dacă nu atinge anumită sumă pe membru de familie, se acordă VMG. Da? Dincolo de asta, cum spunea și domnul primar, există și un control al domnului vice, pardon, un control al acestor dosare. Am experiența de la Bogdănești, nu lucrez pe prestații, pe beneficii, dar colaborez cu colega. O persoană a fost prinsă cu niște venituri și au trebuit să restitui banii. Adică există un control. Faptul că se acordă acești bani oamenilor care sunt în putere e o problemă de legislație. Și probabil că în ultimul an, un an jumate s-a tot dezbătut și se dorește introducerea în lege că dacă refuză un loc de muncă să îi se taie acest ajutor. În momentul de față, ei trebuie să aducă, din ce știu, la 3 luni de zile adeverință de la forțele de muncă. Atât timp cât de la forțele de muncă le se eliberează această adeverință, ce putem face noi ca primărie să ne dăm? Din moment ce ei aduce documentul, răspunderea deja nu mai este la noi, ci la forțele de muncă. Aici e o problemă de legislație și poate se va modifica. Legată de regulament, este o hotărâre dată din luna noiembrie, care clarifică cum funcționează acest compartiment. Îmi pare rău că nu este domnul primar. Aș recomanda, și se poate, să externalizeze serviciile sociale. Pentru că volumul de muncă este foarte ridicat în asistență socială. Dacă e să analizăm câteva date, pe proiectul UNICEF sunt 712 copii cu vulnerabilități. Da? Ce înseamnă asta? Dacă copilul se lasă nesupravegheat de către părinți, asta este deja o vulnerabilitate. Dacă copilul nu consumă zilnic fructe, legume, iar este o vulnerabilitate. Și din acest motiv a ieșit atât de mulți copii. Pe lângă asta, știm că la VMG sunt 120 și ceva de beneficiari. Mai este și ASF-ul, tichete sociale, persoane și copii cu handicap. Cred că dacă ar fi să adunăm toate aceste cazuri, se ridică undeva la 1000 de cazuri. Legea 292/2011 spune clar, un asistent social are ca normă 300 de beneficiari. Da? Deci, dacă ar fi să analizăm, ne-ar trebui undeva la 4 asistenți sociali în primăria Uituz. Știu că anul acesta nu se pot face angajări, dar legea permite să contractăm servicii sociale, da? Și asta se poate face de la persoane care au cabinete individuale de asistență socială sau asociații sociale. Dar vă rog, domnul vice, să îi puneți în vedere și domnului primar și să analizeze această oportunitate, pentru că e o problemă delicată și ne gândim. Această problemă știu și eu și deja am luat mâinile ideea la care creăm de la Gâdrea. El e pe asistență socială și are acreditare. Așa să rămân. Și o să dăm unii servicii către dânsul. Ok. Unii servicii care nu sunt competența asistenței noștri. Exact. Exact. Mulțumim. Supunem la vot proiectul.
Mulțumesc, mâna de jucate. 13. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetat anul 2017 și a situațiilor financiare ale UAT, Comuna Uitor, județul Bacău. Are cuvântul domnul Ionel Gheorghe, domnul consilier Ionel Gheorghe. S-a dat aviz favorabil în comisie. Și putem să discutăm. Mulțumim. Deci, în legislatorii. De marginea materialului prezentat. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Bogdan. În legătură cu materialele trimise, au fost făcute în bătaie de joc, nu se înțelege mai nimic, nu știu cum apar la dumneavoastră. La fie. Adică, probabil e o greșeală de listare, nu altceva, dar ce putem înțelege de aici, așa că eu cred că o să mă abțin la proiect. Adică trebuie să le facem cu simplă răspundere, că chiar unii se mai uită pe ele, le citesc. Nu sunt de e o problemă de listare. Nu toate paginile, dar o bună parte din ele sunt. Nu înțeleg. Nu se vede mai nimic. Asupra folii. Da, da, da. Textul pe grafic. Mai dorește cineva? Eu am văzut disponibilă de lapte specială. Un sol la sfârșitul anului trecut de 33.782 de lei. Cred că asta se referă la reținerea de garanții executanților de lucrări la nivelul comunului Tuz. Și la sfârșitul perioadei văd eu 66.250. S-au mai plătit 10.000 care au ieșit din garanții, probabil. Asta e un lucru nou. S-au oprit garanții materiale, celor care au executat lucrări la nivelul localității a comunului Tuz. Zici de s-a vorbit dacă vă spun la bucătărie de la Grâniul Cultural, garanția. Fazibil, că ești din garanție. Mulțumim. Supunem la vot. Proiectul. Mulțumim. S-a ținut cineva? Două abțineri și 11 voturi. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Are cuvântul tot domnul... Aveți favorabil la comisie. Mulțumim. Trecem la dezbaterea pe marginea materialelor. Domnul Petrișor. Da, ca și la precedentul proiect, dacă vă uitați pe regulament, avem numărătoarea paginilor din 2 în 2. Adică lițește câte o pagină. Este 1, 3, 5, 7 și tot așa mai departe. Da, e o problemă asta. Nu e foarte gravă, da? Dar e continuitate, domnule Fichin. E nevoie de puțină responsabilitate în redactarea acestor materiale. Nu. Eu cred că s-a greșit domnișoara cu consilierul juridic. Nu le-a pus pe toate, că nu se poate altfel. A fost pregătit. Asta, acum, cine a greșit, e vorba de toate materialele. Dacă stăm, dacă am analizat de-a lungul timpului, vedem. Dar nu mai constatat greșeală. Haideți să uităm puțin, văd o foaia de pilar, 10 la, la numărul 3 și corespunde cu 5, nu? Continuitate, nu? Păi exact. Și este vorba de la începutul regulamentului, nu numai acum. Deci, 1. Dacă vreți să ne uităm și putem citi, o să dea și camera pe ei.
pe regulament ca să se vadă. Este 1, următoarea pagină 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27. Deci, de același am procedat de doamna secretar, că aș fi o problemă azi cu foile. Ăla trebuie adăugat. Au sperat de grupă. Aici, dacă tot suntem la adis, începând de azi, chiar acum am sunat, în jumătate ori începe să aducă tonderoare pentru deșeurile selective. Cred că așa la Bădurești a fost. Da, azi mi-l au închis. Deci o să vină pupilele alea care tot curii noi să le băgăm în țară, pupilele alea. Care mai sunt? Care mai sunt. O să vină 17 puncte, la noi în 17 o să pună, hârtii pe sticlă. Numai că în țară când cam numai două puncte ale locate. O să punem unul lângă țară. Și începând de la Poiana Sărată, la Vale Veniș, până... La capitolul tomberane mai sunt disponibile ceva tomberane, că sunt câțiva cetățeni care n-au primit. Care n-au primit să vină în coași și verificăm dacă n-au luat, da, nicio problemă. Bine, mulțumesc. Ca să nu termin așa, vă rog să comunicați compartimentul în mai multe răspundere în termenul redactare acestor proiecte și nu numai. Pentru că ceea ce se trimite la noi, cu siguranță se trimit și dosare pentru lucrări și așa mai departe și până ne întrebăm de ce se întârzi atât de mult. Pentru că, uite, se greșește o pagină, se greșește un cuvânt, nu iese, întoarce înapoi dosarul și se pierde timp. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Supunem la vot proiectul. S-a abținut cineva? 11-2. Mulțumim. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind înființarea compartimentului Serviciei de Gospodărire Comunală și modificarea organigramei și a statutului de funcționare și de personal al aparatului de specialitate al primarului Comunei Văituș, județul Bacău. Are cuvântul domnul consilier Ionel Gheorghe. Ne-am pus și noi întrebarea în ședința de comisie în legătură cu necesitatea înființării acestui serviciu de gospodărire comunală. Noi știm că trebuie să cumpărăm niște utilaje pentru gospodărirea comunală, un bud de excavator care trebuie înlocuit cel vechi și vrem să cumpărăm unul. Și probabil în continuare și alte utilaje pentru întreținere și reparații la drumuri. Nu am înființat, nu am înființat. Am modificat doar. Compartimentul exista și înainte. Da. Dar câți persoane sunt? Două persoane? Șoferul ăsta, multul excavatoristul și tractoristul? Da, da, da. Fără acest... Dar acest lucru s-a făcut, știți că cei de la doare nu putem accesa fonduri prin, da, prin grupul de... Dar este necesar, la nivelul unei comuni, din mărimea Uitudului, e necesar. Și atunci am dat avis favorabil și probabil o să obțină și fonduri necesare pentru procurarea de utilaje. Anul acesta, dacă vrem de instalator, l-am făcut bine și formă, în continuare vom vedea și alte utilaje care sunt necesare pentru bunul și, în general, pentru gospodăria. Să nu uităm că luna trecută a aprobat în Consiliul Bani să plătim din bugetul local și să ne dăi bani înapoi. Și din galul. Da, da, din gal, dar nu poți să spui dacă ai serviciu. Da. Mai dorește cineva? Poftim, domnul Petrușor. Mă întreb pe doamna consilier juridic, poate știe dânsa să nu mai chemăm pe doamna Cristina. Pe organigram avem Sarcă Ionuț încadrat la ASS Medical. El nu a fost între timp la, încadrat la SBSU, dar ar trebui făcută și această mențiune, da? El la SBSU? Nu, doar să se facă această mențiune ca să se știe, da? Să fie organigrama corectă. Pentru că pe organigram este încadrat la ASS Medical, între timp el a intrat la SBSU, nu? Mulțumim. Supunem la vot proiectul. S-a abținut cineva? Nu, nu a limitat de 13.
Trecem la punctul 6 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru anul 2018, agrente serviciului apă canalului Tuz, aprobarea cantității de apă uzate deversată în rețeaua de canalizare și aprobarea contractului de furnizare, prestarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Are cuvântul domnul consilier, domnul președinte Ionu Gărghi. Proiectul este destul de complex pentru că analizează și taxele și analizează și proiectul, modelul de contract pentru furnizare și prestare de servicii. Și au apărut anumite discuții, eu încerc să mai spun câte ceva aici, au apărut anumite discuții pentru că sunt persoane care folosesc apa și nu pot fi racordați la canalizare. Asta este o problemă, ce fac cu apa uzată. Sunt și de cealaltă natură. Adică numai zona unde este canalizare. Unde este canalizare. Numai 11 km de canalizare. Taxele pentru apă vor fi aceleași. Indiferent de care s-a luat de canalizare. Deci au apărut aceste discuții. Ar fi necesar, spunem noi, și în comisie și părerea mea este la fel, ar fi necesar să rezolvăm problema asta a extinderii sistemului de canalizare. Dacă pentru ca să beneficieze, pentru că e o mare disproporție între noi. Dacă îmi permiteți, alaltă era venitul plecat de la Iași. Da. Face contractul lui Ionuț zilele astea, extindere de canalizare de 20 de km. Da. Deci unde avem apă existentă, trebuie băgat și canalizarea. Să avem și canalizare, pentru că întrebarea asta e, ce fac cu apa uzată? Dar ce facem cu spațiu, când nu plăiești spațiu? De la Biserica Catolică spre ieșire spre Ferăstrău, nu-i spațiu, trebuie mers cu domeniul particular, prin grădinile noastre. Discutam, am venit cu o soluție, zilele, dar compreabilă drumul ăla pe sub pădure. Da, dar ce fac, cum poate să racordeze familii de la drumul național? Doar să vezi, să duci la Coșocaru, să înțepe pe acolo. Așa am fost cu proiectul pe care să mergem pe sub pădure, dacă drumul ăla să vedem acum este drumul. Dar cum mă racordeze eu zic la 3 km până pe sub pădure, să merg cu... Să vedem ce zice. Nu știu, dar nu se poate. E greu, că și... Nu se poate, canalizare. Asta e canalizare. Da, fără de beneficiar. Păi dar cum? Da, cum? Așa e, dar noi știm că... Ce conduc în 2 km? Oricum, comisia a dat aviz favorabil și... Valoarea investiției și au făcut ei și alte calculații în jur de 1.800.000 de euro. Dar să văd. Da. Mai dorește cineva să vă încoartă, nu vine. Domnilor consilieri, problema apei și a canalizării este primordială. Am bătut aici de atâte ori și am spus, nu știu, cred că asta e a patra oară. De ce nu se, nu se ocupă? De ce nu se poate oare odată face schimbul ăla din teren, de care vorbim și s-a achiziționat? Ce se întâmplă, domnule, cu teren și cu apa? Aici pot să vă spun eu. A fost domnul primar la o întâlnire de săptămâna trecută la Sinaia cu reprezentanții donatorului și i s-a dat toate juristii respective că de săptămâna asta la București o cum e problema asta. De schimbul de... Și noi am mai primit. Și noi acum o să vine, cred că luna viitoare, un proiect de hotărâre prin care unde vor ei, că își aleagă ei, că asta e... Terenul să aprobă prin Consiliul Local să facem schimbul. Deci va fi prin Consiliul Local treaba asta. Dar nu-i place pe care l-am oferit noi? Nu știm, noi nu. Deci noi nu. În fine. Acolo mai punem problema așa? Unde vor, numai să iei, ca să se poată, ca să putem pune, să poată un mare apotabil. Bine că s-a dat verde de la ei, de acolo, ca să fie jurista de problemă. Asta e mult. Problema este că, uite, nu putem avea și de asta omul spune că nu te domne cu apa batalii, că nici l-am spălat, nu pot. Nu este adevărat, domnul, și ultima... Domnul Vobice, eu și dumneavoastră unul picere. Dar lasă-i, poate să spun orice, că noi dăm, avem probă, cum? Și acum la contract, i-am spus la oameni din apă canal să se dea o copie după certificatul la apă, că e apă potabilă. Cum? Scrie acolo foarte scrie la DSP. Da, au fost discuții, sunt, dar de vorba, când e vorba de Drăgureanu, când este un om de apă. Omul mă pune problema așa, până nu-i dai ce-i trebuie omului, domnul Frances s-a interesat, o stație de clorinare este 1 miliard. Dar
Să avem întâi pământul, să avem unde pune stația aia. Modul ăla, e un modul. Poate ce e modul acolo, da? Da, domnul, s-a ajuns. Care-i problema? Unii s-a ajuns. Și viceprimar, și primar, care-i problema? Fără portofoliu? Nu, fără portofoliu. Haideți să continuăm, domnule. Supunem la vot proiectul. Ce? Una limitație. Trecem la punctul 7 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu pentru documentația PUS numărul 1 din 2018 în vederea introducerii unei suprafețe de 3384 metri pătrați teren din extravilan în intravilanul satului Oituș, comuna Oituș, județul Bacău, pentru construirea unui magazin. Are cuvântul domnul președinte Boacă Leonard. Da, e aviz favorabil, suprafața de teren este în extravilan, pentru că numai construcția partea asta a fost în intravilan și acum vor oamenii să vină acolo, după câte am înțeles eu tot din surse, așa, să se facă acolo, să construiască un mor, sau un fel de mor, sau un magazin propriu. Foarte bine. Foarte mai bine, adus avem și noi. Locuri de muncă. Locuri de muncă și plus de asta, ajungem încet, încet aducem la standard de mai așa, mai spre oraș. Că tot așa va ia domnul primar, domnul Osulă, să proclarăm în comună Oituș, orașul Oituș. Așa că timpul este propunerea domnului. Așa se făcea actele înainte. Se făcea poate atunci era o favoare, poate atunci. Pentru 500 de metri intravilan și restul este... Așa s-a făcut și Dărmanie și așa s-a făcut și Dofteava, era să fie... Și s-a scut în podul turcului și Dărmanie. Era o favoare atunci, poate era altceva, dar acum e o ceva mare. Supunem la vot proiectul, dacă știm despre ce este vorba. S-a obținut cineva? Nu. Dacă se construiește ceva bună. Dacă nu mai avem adresă, pământul să dăm. Trecem la cam întârziat, domn președinte. Un minut îmi dați și mie cuvântul. Cinci. În primul rând încerc scuze că n-am putut să vin. Trebuie să plec la Onești și am semnat corespondența. Și ieri am fost la Bacău. Ne-a chemat cei care au tabere și pe teritoriu. Ministerul Turismului, ăsta, Tineretului și Sportului, vor să cedeze obiectivele respective. Nu, ăsta, Ministerul Sportului și ăsta. Acum, dacă hotărâți, să pot să fac demersul. Eu trebuie să trimit o scrisoare de intenție că aș vrea să-l preiau. Acum depinde că e de durată, dar depinde dacă ne pune ce sarcini ne pune. Să-i păstrăm utilitatea sau acum s-a dat o lege zilele astea, de fapt luna asta, cu parteneriatul privat. Și noi putem să-l luăm și să-l facem cu un privat. Să-l organizeze, să facă și tabără de vară și știu eu un tranzit, fiind în tranzit, cu parcare, cu dormitură, la Poiana Sărată. Putem să dăm și lui Codreanu să-și parcheze autobuzele acolo și ne dă bani, că avem spațiu. Sunt multe, dar acum depinde, toată țara trebuie să dea oportunitate, că Ministerul Tineretului nu au bani și atunci vor să le scăpe de ele. Ăla de la Dofteana vrea să ia tot, că are vreo patru tabere ăla. Și Sărnicu mai are,
Zemeșul nu mai vrea de fărat poate distrus și de aia, dacă, dacă doriți să înaintez actele, cu plăcere înaintez actele. Eu zic că și de dat nu strică, nu știu cum să spun, ai transformator, ai de toate acolo. Suntem de acord, da? Da, da. Și de aia, ca să... O întrebare, domnul primar, că dacă veneați mai înainte, s-a discutat. Cine puteți spune despre schimbul de teren cu tornadorul? Deci, cu schimbul de teren, am semnat planul tot, tot planul. S-au băgat acum la Consiliul Județean ca să se termine zona cu cașinul și cu asta. După ce s-a terminat zona... Am plecat la delimitările? Da, cu de, nu, că în partea de delimitare de acolo nu cobora pe unde, unde erau bornele. Ne-am dus cu toți acolo. Și când s-a terminat asta, o să înceapă, poate să ne facă dezmembrări. Până nu termin, nu poate să facă dezmembrarea. Și avem niște, avem niște enclave, am dat noi să vedem ori în jur și atunci, după, după treaba asta, o să înceapă evaluarea terenurilor și să ne dea. E mereu cu izvoarele. Dacă izvoarele ne lasă așa, important să mai facem un bazin, să facem separarea, filtrele și clorinarea și treaba asta. După ce intrăm în posesie, după ce intrăm facem și după aceea poate... Ce trebuie? Că am adus și un geolog. O să încercăm să vedem spre Muncei dacă găsim apă, că nu sunt ape de adâncime. Sunt numai ape de suprafață și atunci cu fondurile europene nu pot. Fondurile europene îți dă numai cu puțuri la adâncime. Prin, prin metoda asta, cum e făcut, prin... filtre din asta de suprafață nu-ți dă voie Uniunea Europeană, numai de adâncă la adâncime. Și a zis să, de, domnul primar o știe pe doamna că... Nicolae sau nu știu cum să spune. Nicolaidis, da, da, da. Și a zis că zona respectivă de adâncime nu este. Și doar a zis, ea ne-a dat ideea să cumpărăm, să cumpărăm acolo unde a fost prevăzut prima dată, că e distanță mai mare între două ori, și atunci are captare mai mare și să mai facem un bazin. Dar acum suntem în tratative întâi cu tornatorul și cu, cu asta, să vedem extinderea de apă canal. Vine, a venit unul și a pus oferta să punem canalizarea pe unde este conducta de apă, cel puțin în prima fază. Ca să scăpăm, ca să scăpăm. Păi ca să scăpăm de asta, de amenzile care trebuie să ne dă. Asta e prima fază care putem să o facem. Și sperăm să le facem. El a zis că reușește prin fonduri, prin PNDL. Să ne facă. Că prin fonduri europene nu putem, pentru că fondurile europene trebuie să ai 2 metri distanță față de conducta de apă, conducta de apă și, și canalizarea. Deci canalizarea ar merge odată, conducta de apă. E o parte. Și atunci, ăsta niciodată nu avem spațiile. Și atunci faci pe mijloc și asta e singura variantă. Am, am discutat atunci, avem profesori de la Iași, avem o grămadă aici. Care. Și să facem cât mai puține pompe. Aia, să nu consume. Că ați văzut, oamenii nu vor să se lege, cum să-și pună pomp de ceas. E și foarte scump. Că a venit cu soluții să ne înțepăm, să venim cu conductă de la Târgu Ocna, peste deal. Vă dați seama, ăla îți dă cu 9 lei apă. Dacă cu 3 lei, 50 lei, te cârcotești. Da, cam asta e ce-am venit. Bun, mă scuzați că trebuie să sunt la centenar, la Onești. Bun, să vă vedem. Trecem la punctul 8 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcțiilor contractuale, a criteriilor de promovare în grad sau trepte profesionale imediat superioare și a condițiilor de numire și salarizare a personalului din cadrul serviciului apă canal Oituz. Domnul Ionel Gheorghi? Acest proiect a apărut un pic mai târziu decât celelalte care s-au analizat până acum în ședință. Comisia noastră a dat aviz favorabil. Ar fi trebuit să studiem un pic mai atent, poate avem propuneri, pot fi propuneri de
ajustări sau modificări, dar oricum noi am dat aviz favorabil și colegii domnul consilier pot să ia cuvântul, să ia atitudine. Da, mulțumesc. Mai dorești cineva? Dacă nu mai dorești nimeni să ia cuvântul, supune-o la vot proiectul. Cine este pentru? S-a abține cineva? Nu, regulament. Mai acolo, regulamentul e acolo. Trecem la diverse. Cine dorește să ia cuvântul? Da, și eu. Înainte de a trece, am primit în această dimineață o adresă și o să vă citesc primul partea de față de tema ei, de la Consiliul Județean. În toamna acestui an, Consiliul Județean Bacău va reprezenta județul Bacău la Expo Real Germania. Acesta este cel mai mare târg internațional din Europa și al doilea ca mărime din lume, unde investitori de tot se întâlnesc cu societăți de finanțe pentru proiectele lor de investiții. La ediția din 2017, la târgul Expo Real, s-au înregistrat peste 40.000 de participanți din 75 de țări. Expo Real este un târg internațional anual de investiții la care participă societăți de investiții, dezvoltatori de proiecte și manageri de proiect, investitori și finanțatori, consultanți și agenți, manageri de expansiune, reprezentanți și responsabili de regiuni și orașe din întreaga lume, incluzând întregul proces de dezvoltare finanțară. Pentru participarea la ediția din acest an, Consiliul Județean Bacău va realiza catalogul oportunităților de investiții din județul Bacău, iar succesul atragerii de investitori depinde de calitatea și viabilitatea ideilor, proiectelor de investiții pe care dumneavoastră le propuneți. Succesul participării județului Bacău la această manifestare depinde strict de capacitatea de a prezenta ideile și oportunitățile viabile de dezvoltare care să suscite interesul finanțatorilor. Este așadar o șansă pentru dumneavoastră de a materializa proiectele și ideile de dezvoltare economică a comunității pe care o reprezentați. În acest sens, vă rugăm să ne transmiteți maxim 3-5 idei ale dumneavoastră de proiecte de dezvoltare, oportunități care vor fi supuse spre discutare și analiză finanțatorilor prezenți la târg. Vă rugăm așadar, pentru o cât mai bună prezentare a acestor oportunități, să ne furnizați propunerile de investiții identificate pentru localitatea dumneavoastră. Acum veniți cu... Facem o copie după aia și fiecare să vă dăm și mai citiți și veniți cu idei. Aici trebuie în primul rând să găsim un teren. Pentru a face o investiție ai nevoie de un teren și pe lângă asta trebuie să le asigur utilitățile necesare. Apă, canal, gaze, curent electric, adică îți vine un investitor, trebuie să-i oferi și condiții. Dacă există aceste condiții, foarte bine, de ce nu? Poate preta pe investițiile Consiliului Local. Primarul știe ce ar fi, ce a propus să facă. Poate putem să trimitem și el la nivel de Consiliul Local, la două propuneri. O să vă fac copii și... Da, și da? Pe mine. Da, trebuie să fac copii. Să vă mulțumesc, domnul Petișor. L-ați scris la cuvânt la diverse. Da. Am rugămintea la domnul viceprimar, am făcut o adresă către primărie privind amplasarea unui țev în zona Hrăzban, dar vă rog frumos, vorează o săptămână până se achiziționează și se montează acolo, să-i dați să vreți. Da, vă rog frumos. Unde la ultimul pot. E pe rog, care de casă. Domnul Bogdan? Vreau să întreb pe domnul viceprimar cum în călcăi acolo, ce se mai întâmplă cu părăul ăla? Părăul ăla vă spun exact că se poate cu jumătate de licitații, proiectare, execuții. În același timp am mers. Proiectare și execuție. Cine câștigă proiectarea și execuția? Ca să nu mai pierdem, după ce facem proiectarea, să mai pierdem, mi-ar fi în o lună, două la licitații de execuții. Am pus pachet. Și am spus, dar cine vine? Că mai au până săptămâna viitoare. Au firmele care vor să vină să iei. Da, cine au câștigat. Deci, când e termenul limită pentru finalizarea... Nu, termenul limită este până pe 7 iunie să se înscrie. 7 iunie. Și termenul de proiectare e până 60 zile. Două luni. Mulțumesc. Domnul, mulțumesc. Cine mai dorește? Parcă și eu. Și la ca să mă râd. Da, cred că ne-a dorit. Da? Da, pot să vorbesc. Da.
O rugăminte la domnul viceprimar, așa de azi. Sunt câțiva cetățeni în Băiana Sălată. Câțiva mai sunt de toți. Câțiva cât mai sunt acolo, care nu au cubele din astea de 120 de litri. Nu că nu le-am dat noi, că noi le-am împărțit. Și eu am fost acolo când s-au împărțit pentru fiecare din gospodării, dar au apărut gospodării noi. S-au mai mergeat nimeni de și nu la poartă și venim verificăm și dăm. Cred că, da. Cred că o să fac un referent din genul ăsta. Ce pot să fac cu el? Să scumpere alea. Cred că va trebui să recuperăm noi cu fonduri din partea Consiliului Local pentru fondurile europene care s-au dat. Dar câte persoane sunt domnule? Vreți, nu. Vreo 10 îmi trebuie. Dar mai sunt care nu au fost repartizate. Sunt în stoc. În stoc la Băianul noi nu avem. A, nu aici. Dar nu ar trebui, domnule, nu e o problemă asta. Avem. 10. Dacă dumneavoastră știți că au venit cazuri, că nu am luat-o meu și după, dacă am verificat, luase. Sunt și cazuri care nu au luat, pentru cei care au luat, avem evidență. Da, evidență. Opărtunii care nu erau. Sincerul, eu aș vrea și eu. Da, am văzut ideea și o să o propun. Și vedem ce se poate. Mulțumesc. Domnul Bacă? După cât știm prea bine, în primirea noastră, când întreabă cetățenii, avem doi oameni care se ocupă de achiziții publice și, după cât știu, titulatura este ceva internațional. Domnilor, eu după cât știu eu, că am și eu un pic de vorbea câțiva ani aici în Consiliul ăsta, mi întreabă cetățenii, domnule, de ce nu se accesează fonduri europene? Și eu îi spun la toți oameni. Că ei spun că s-a accesat fondurile europene, că se împart banii în primării, că nu știu cine știu. Și îi spun, este total fals. Nu împărțim noi banii, noi aprobăm proiectele care ni se dau și le iau. Și mă întreabă, băi, omul meu, ăla care e la achiziții publice, care spun că face licitații și tot absolut. Și spune că mai este încă o femeie acolo care se ocupă de fondurile europene. Vreau să știu de când sunt acești oameni, cât ce fonduri s-a accesat și ce s-a construit cu aceste fonduri. Dacă s-a accesat, nu vom răspunde eu, domnul Consiliu. Da, să-mi răspunde. Deci, asfaltarea de drumul care o să fie, din fonduri europene. Domnul Obice, ce s-a făcut, nu știu ce se fac. Eu întreb ce s-a făcut, nu ce o să se facă. Asfaltarea asta știu eu că e promisă de vreo 2 ani de zile. Sau nu din ori, dar de vreo 2 ani de ani. Că l-am zis cu cuvânt, dacă nu este în regulă, cei de la ANAP vin cu clarificări. Domnule, nu e bine așa. Și la fiecare dosar sunt 400 de pagini. Se verifici 400 de pagini, vor 4 firme, câte au mai rămas la licitație, sunt 1600 de pagini. La 2 săptămâni verifici de lucru. Sunt foarte... La un cuvânt nu înțeleg că e foarte greu ai procedura, ca așa ce România. România sau... Nu știu ce să mai zic. De atât țara de zile am avut timp să verifici 400 de pagini. Nu e așa, nu e așa, domnul Vățile, nu e așa. No, dar oricum, sunt alte primării, domnul viceprimar, care te bat la fund. Te du-te la Dofteană, du-te la partea aia, la Giro, du-te la partea aia. Numai de proiectul la piață, că s-a greșit numai puțin. Și s-a întors înapoi. S-a întors acolo pentru ce? Așa zis că iese nici din sate și toată lumea a venit. Cei doi lucrează pentru proiectul ăsta primul de fonduri europene, pentru că suntem în întârziere. Acum a dat la licitație de 2 luni de zile pentru proiectul 2 de drumuri. Au venit 4 proiectați, 4 firme. El trebuie să le evalueze și proiectele alea 4. N-a avut timp. Deja au trecut 3 săptămâni, deci nu stau băieți, să știți. Dacă dă Dumnezeu și dă ordinul ăsta din guvern care spune că să scurteze problemele licitației... Dar s-au dat, ieri sau azi. Da, gata să dat? Poate dă Dumnezeu și atunci o să meargă. Să scoatem din noroi odată căruța asta împărmolită. Mulțumim. Domnul Prundoi, dacă tot suntem la asfalt, avem 200 de metri de asfalt în comuna Stoicus. A ajuns să fie tăiat din 30 în 30 de metri pe Hărțmanul. Bine, Francesc a dat voi ca să se lege la apă, nu? E ok, trebuie să lege la apă. Dar așa cratele mari au început să fie. Rugămintea mea este ca domnul Vici sau domnul primar. Păi 50 de ani s-ar fi de asfalt. Să fie un dispozitiv din ăsta care taie asfaltul. Da, nu-i corect. Avem dispozitiv. În 5 locuri, la 200 de metri asfalt, în 3 locuri ce s-a făcut acolo. Un metru lățimii s-a scoasă. Și la metru acela de se duce fiecare acolo, ca să mai spun că era și răspundi diferența alcoolului care mai... Care săpau acolo și au legat noaptea.
Și mai așa cum să nu e corect, trebuie o leacă supravegheați. Da, ce? Mulțumesc. Pe 50 de sari putea să putea să putea să putea să sari de 5, 20 de lei, putea să betoneze. Bă, ce ne luați strica să-l facă? Fără nicio curaj. Ei, bă, dacă ai vrut să bagi apă și n-ai apă acolo, tu ca beneficiar, dacă nu un sfat de 5 metri. Ai zis domnul Francesc ca să lege, ca să fie câțiva nu sunt consumatori. Nu-i interesul nostru, domnul Ome, nu-i interesul lui Francesc. Interesul aia nostru. Că domnul Francesc, când deoarece și compartimente, e sub tutela Consiliului Local, nu ia primăriei. Și cetățenii sunt ai noștri, nu sunt al lui Francesc. Adică nu, ce... Hai să fim serios, ce dracu. Trebuie să știi exact seama asta de canalizare de apă, nu e pe la mijloc, pe o margine, de pe o parte, și oamenii îți sapă când e îndreata, când e îndreata. Domnul președinte, da, aici aveți dreptate. Pentru că în documente este pe o parte și în realitate pe partea cealaltă. Păi și cine a reușit să-l profeci? Se face harta de așa... Păi nu harta, harta a fost făcută bine, nu s-a respectat harta. Sau ce este făcut acolo? Nu trebuie de țărați, oameni, că ați leagă. Păi nu trebuie de țărați, nu trebuie să-l facă înapoi, unde l-au tăiat, nu? Aia e problema, să-l facă la loc, nu că-l într-o parte sau în parte. Și după ce termină să-l profeci? Pus beton dacă nu pune asfalt. Dacă nu pune asfalt. Da, dar domnul Francesc, dacă trebuie să stea zilele să stea? Să ducă, să vadă, să aude. E cum a zis Prundoiul, dacă fac noaptea, cine îi pune să facă noaptea? Nu, oamenii înțeleagă, de că ei s-au lungit la băutură și... Hai să le facă noaptea. Fac și pe tare că avea șansă. Noaptea, dar... Ei sunt obligați să întrețină. Ei dacă lucrat și au trecut peste țeavă, că țeava era la, să zicem, 1,40 m, și ei au scăpat numai 1 m. Și au trecut peste țeavă și s-au dus și a spart total șoseaua. Și numai bine când am venit din nou, a găsit țeava la jumătate. Dacă ar anunța, poate ar fi altă. Dacă știa exact la jumătate este țeava, se upau frumos, ca făceam un fel de tunel. Altfel se lucrează. Credeți să fie bine, curte, dar nu mai trebuie. Gabor, domnul Gabor, vreți să spuneți ceva? Da, aș vrea. Spune. În legătură cu drumul de Pereșunț. Lumea de acolo este nemulțumită. A venit căldura, a venit și praful. Știm că drumul nu este al nostru, dar ce obligație ar trebui să aibă, practic, tornatorul să nu mai fie atât praf? Deci trec cel puțin jeepurile care le are tornatorul, dacă am pune radar, eu vă garantez că s-ar aduna bani suficient pe urma amenziilor. Cam cu ce viteză să... Dacă s-ar merge cu 20 la oră, nu s-ar merge așa mare, exact. Până la mână. Tornatorul ar trebui să găsească o soluție. Domnule, să-l stropească o dată la 2 ore, gen are o cisternă. Cine face seama surul de asta? Păi, ce facem? Casele sunt ale noastre, da? Cetățenilor. Drumul este al lor. Noi stăm și ne uităm la drum. Ca și primării. Ce putem face? În iarnă, spre exemplu, când a nins, dezăpezirea a făcut-o tornatorul pe marginea pădurii, deci unde au ei drumul de exploatare, iar până la noi unde avem bazinele de apă, l-au făcut după 3 zile dezăpezirea. Nu s-a judecat bine. Păi nu s-a judecat bine. Deci, totuși, ce se poate face? Se poate pune o limitare de viteză? Bun, și noi suntem la cheremul lor. Și așa trebuie pas cu pas. Ideea lor care au făcut prostia de a ceda și până și nu numai drumurile. Și zboarele și tractoarele. Hai să luăm pas cu pas. Hai să rezolvăm problema cu pământul ăsta. După aceea, următorul pas, cu toate, că e drum. Da, da. Deci eu vă spun că eu trec. Trei luni. Trei luni. Aici, că vine la domnul Gureanu, pot la Grățeală, mâine.
Mulțumesc, domnul vice, pentru cele două cupii de balast. Ai venit să mulțumesc foarte mult. A ieșit, nu prea se vede, dar e bun. Ce l-a venit de acum așa? Domnul, țineți apărarea, urmăriți acum domnul Flor, țineți și mie apărarea, că invidez consilierii cu măcar. Am fost atent că doamna secretară mi-a susținut să atentea și eu. Că ne-am pus prea mult balastul lor, o să ne vedem și lor, da. Sunt pregătit. Domnul, cine dorește să aibă de primar? Doamna Uteșor, cine dorește să aibă, pe unii locuiește, în fața curții, un drum, cel puțin ca al meu, ca al nostru, care unii locuiesc, trebuie să iasă toți cetățenii, toți vecinii cu lopețele, împrăștii să facă treabă, de altfel, primăria nu se duce să ia stupii lui găuri. Poți să contrazic? Spuneți! Și cei trei care erau la ajutor social cu ce? Nu lupesc acum. Nu contează, domnule. A venit cu bulto, cu mașina, cu nu știu ce, din partea primăriei. Și ei sunt bineveniți. Ei sunt responsabili lucrărilor acolo. Până la urmă... Dar și oamenii ăla vrea să facă ceva calitate, să și nu, dacă chiar vreți, care vreți, să vedeți ce drum a ieșit, puteți să vedeți, ce drum a ieșit cu ea. Eu sunt e primul drum integral care s-a făcut, deci trebuie felicitat. Așa trebuie făcut, domnule. Trebuie felicitat. E prima lucrare cu un drum integral, de la cap la cap, făcut. Deci la Monte până la Val. E prima. Ceea ce am cerut acum două luni de zile. Și cu ajutorul cetățeanului. Nu ești cetățeanul, dar și compactarea contează foarte mult. Deci cilindrul ăsta. Cilindrul, dacă nu e importat, nu-ți mai de nimic. Acum puțin a ploaie și să vedeți. Așa este la Fălorii, mergi mai ceva ca pe asfalt și la mine rup mașina în două și pula lui care să se face, dar așa trebuie. Lasă drumul de gai, fără plombări. Eu nu mi-e de la porte, nu da să ia. Acum se face contul la cadar, acolo sus, nu? Cu plombarea nu facem nimic. A primit primăria că ci dărge să facem un lucru bun. Oamenii au zis de acolo. Unde? La podul la cadar. Bun. Declaram și pe fața închisă, dacă nu mai e de care. Așa. 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 Așa.